Astăzi m-am gândit să fac parfumuri confortabile din colecția mea, parfumuri coziness, acele parfumuri care îmi dau o stare de bine, care mă încălzesc chiar, de ce nu? Și poate vi se pare că tema aleasă de mine nu prea se potrivește cu perioada anului în care ne aflăm, dar să știți că la mine în această perioadă este o vreme foarte, foarte ploioasă. Efectiv, de o săptămână plouă în continuu. Așa că da, mi-am dat seama că în ultima săptămână am tras mai mult spre parfumul, genul acesta de parfumuri, v-am zis, care îmi dau o stare de bine, care mă fac să mă simt confortabil. Vedeți că mi-am luat și un hanorac, pentru că da, ce să facem, asta este. Bun, în general parfumurile acestea le port mai mult în a doua parte a zilei, spre seară, chiar când sunt acasă, dar unele le-am purtat și pe afară, da, pe vremea aceasta ploioasă. Bun, am adus aici parfumurile lângă mine și să începem. O să încep cu câteva parfumuri de la Narciso Rodriguez, care pe de o altă parte se potrivesc și cu primăvara, cu perioada anului în care ne aflăm, dar în același timp îmi dau acea senzație de confort. O să încep cu cuburile. Primul ar fi acest Narciso Pudre de la Narciso Rodriguez, care are în el un mosc foarte cremos, o pudră cremoasă. Asta îmi place foarte, foarte mult la el, că e genul acela de pudră cremoasă. Combinat cu ceva note florale, ceva iasomie și puțin trandafir, trandafir bulgăresc, zic ei, dar nu mă deranjează. Și pe o bază cu ceva paciuli, un pic lemnos. Și miroase foarte, foarte bine. Mosc, cremos, pufos. Care mă face să mă simt bine. Asta e tot ce pot să zic. Și de asemenea are și o notă de vetiver. Un pic ierbos, un pic, nu neapărat că e elegant, pe acest parfum nu l-aș vedea elegant, deși cu siguranță că se potrivește la multe outfit-uri, dar pentru mine e genul de parfum care se potrivește mai degrabă la, nu știu, hanorace, blugi, tricou, ceva de acolo. Deci da. Primul ar fi acest Narciso Pudre de la Narciso Rodriguez. Tot de la Narciso Rodriguez, desigur că și Narciso Ambre. Și acesta îmi place foarte, foarte mult. Acesta are o ambră foarte, foarte frumoasă, o ambră tinerească, aș zice. Și ceva note tropicale, iarăși cremoase. Are ceva flori galbene, are ilang ilang și are și acel frangipani, acea floare exotică, dar e și cremos, e atât de frumos. La fel, pe bază de acel mosc pufos, cremos, al lui Narciso Rodriguez, foarte, foarte frumos, curat, proaspăt, nimic indolic și iarăși în bază. Are acea notă de cașmeran, v-am mai zis că acel cașmeran îmi dă tot timpul acea stare de bine, de confort, de coziness. Da, și o să vedeți că am mai multe parfumuri cu cașmeran în această selecție. Da, și o să vă zic la fiecare. Dar acest parfum, da, pe de o parte v-am zis acele note exotice, care oarecum te-ar duce cu gândul la ceva vacanțe, o piele bronzată la soare. Dar pe de altă parte, partea aceea de cașmeran, de mosc pufos, cremos, mă face să-l port și în acele zile care nu mi inspire tocmai soare. Bun. Mai departe și în al treilea parfum de la Narciso Rodriguez pe care l-am ales este acest Pure Musk, care de data aceasta este ceva mai floral. Este atât de curat, atât de pufos, iarăși acel mosc din el. Iarăși are și el acea notă de cașmeran de care vă ziceam. Într-adevăr, ceva mai floral, dar moscul acela atât de pufos, atât de plăcut, atât de confortabil încât iarăși pot să-l port oricând, la orice ținută. Merge și la roche, merge și la hanorace, merge la aproape orice. Îl văd un parfum în principiu de zi, dar da, îl ador, dar l-am purtat mai degrabă în prima parte a zilei și îl iubesc.
Bun, mai departe, un parfum care l-aș încadra mai degrabă la parfumuri pentru sezonul rece, dar nu neapărat, este acest Orchide Vanille de la Van Cleef & Arpels, care este un parfum dulce, gurmand, pe bază de acea orhidee vanilată, dar să știți că floarea aceea nu este în prim plan. În prim plan este acea vanilie dulce, gurmandă, plăcută, combinat cu alte note gurmande, cum ar fi ciocolată. Foarte frumos, foarte plăcut. Și iarăși, acesta nu are listată nota aceea de cașmiran, dar mie îmi dă acea senzație de confort, acest parfum, efectiv. Iarăși, îmi place să-l port mai degrabă seara. Nu este un parfum care să aibă un siaj demențial, este mai mult așa pentru tine, pentru sufletul tău, dar miroase atât, atât de bine, îl iubesc, îl ador. Are și niște note ceva un pic dulci, migdalate, foarte, foarte plăcut, îmi place mult, mult de tot, îl ador. Apoi, mai departe, un parfum care mă duce cu gândul la drageuri cu marțipan este acest Reminiscence Drage de la Les Senteurs Gourmand în sticla albă, foarte plăcut și el. Și acesta miroase foarte bine, o să-l pun aici să mi-l reamintesc un pic. Da, foarte, foarte plăcut. Are ceva migdală, dar o migdală așa cremoasă, lactonică. Foarte plăcută, nimic deranjant. Vă mai ziceam eu într-un anumit clip că îl asemăn puțin de tot cu Italica de la Sergio Casamorati, dar aceasta fi o variantă mult mai lejeră, mai ușurică, mai pufoasă. Migdala aceea nu este amară. Pe unele persoane, migdala aceea din Italica le s-ar părea puțin prea măruie, prea dark, dar acesta efectiv este... Asta simt în ea, drageuri cu migdale îmbrăcate în marțipan, exact așa cum arată și această sticlă. Și da, clar îmi dă acea senzație de confort, de stare de bine. Da, minunat și e delicios, îl ador. Bun, și o să vedeți că mai am unul care mă duce gândul la marțipan. Mai departe, un alt parfumel, de data aceasta fructat, dar și el cremos, lactonic. Vorbesc despre Burberry Her, de la Burberry, care este cel milkshake cu căpșuni. Și are și alte fructe pe lângă acele căpșuni, are cred că și zmeură și cireșe, nu mai știu ce avea, are multe, multe fructe de pădure, dar căpșuna este cea care iese în evidență, delicios și el. Are și el acea notă de cașmiran, din ce am văzut și da, o simt. Este așa, efectiv, ca un norișor pufos care te învăluie acest parfum. Este absolut minunat. Prospețel, are și la acel mos cumva curat, dar în același timp dulce, fructat. Dulceața aceea vine de la fructe, dar are și puțină vanilie. Foarte, foarte frumos, cu acel vibe de Baccarat Rouge. Deci, da, minunat. Este genul de parfum care se potrivește cam tot anul și în sezonul rece și în sezonul cald. Și da, cu acest parfum nu am cum să fiu tristă, deși este și acel parfum care îmi dă o stare de bine, dar e parfumul acela care mă face să fiu optimist. Da, și cred că am nevoie de așa ceva în această perioadă. Apoi, mai departe, un parfum cu o vanilie atât de catifelată, atât de frumoasă, delicată și pudrată în același timp. Vorbesc despre Dama Bianca de la Sergio Casamorati, care miroase divin. Pentru mine acest parfum... vai de mine ce frumos este! Vanilia aceea iarăși mă învăluie efectiv. Parcă simt așa și o adiere de ciocolată albă. Ceva flori albe. Și de asemenea are în deschidere și ceva note, un fruct kumquat, dar eu simt mai degrabă acei struguri albi aromați, absolut delicioși. Vai de mine, cât de frumos poate să fie acest parfum, cât de delicat, de suav, de plăcut, dar are și personalitate, desigur.
Nu este un parfum care să bubuie la siaj. Persistă cât de cât ok pe la 6 ore, cel puțin pe pielea mea, cu un siaj moderat, aș zice, dar îmi place mirosul și aroma lui de nu mai pot și clar îmi dă această stare de bine, mă face să mă simt feminină, cingașă, plăcută, îl ador. Apoi, mă rog, nu tot. De data aceasta vorbim despre un alt tip de parfum gurmand, un gurmand care mă duce gândul la o prăjiturică cu vanilie și lămâie, cu citrice mai degrabă. Și vorbesc despre Tendre Madeleine de la L'Essentiel Gourmand, care miroase și el atât de bine. Vai, ce bine miroase. Să-l dau un pic. Da, minunat și el. Tot așa, trag mai mult spre el în sezonul rece, dar cumva merge și în sezonul cald. Este asemănat puțin cu Lyra de la Xerjoff, dar pe Lyra îl simt ceva mai dens, mai pentru sezonul rece. În schimb, acesta e un pic mai aerisit, aș zice, și merge și în sezonul așa, de tranziție, să zicem. Cel puțin în perioada aceasta cu ploi, merge foarte, foarte bine. Tot așa, un parfum care mă încălzește, îmi dă o stare de bine, de confort. Are și ceva note un pic condimentate, poate ceva scorțișoară. Foarte plăcut. Minunat, cel puțin așa, parcă cremos, parcă avea ceva grâu ors, care dă puțină cremozitate așa și îl face să fie foarte, foarte plăcut. Îmi place mult de tot, îl iubesc, îl ador. Pentru iubitoarele de parfumuri gurmande, clar o să vă placă acest Tendre Madeleine. Bun, mai departe, cele două body spray-uri de la Sol de Janeiro, Brazilian Crush, Cerosa 71 și Cerosa 62, din păcate nu le-am găsit, ca să vi le arăt în mod fizic, nu știu pe unde le-am pus, dar cu siguranță că le știți, așa arată 62 și 71, da, foarte delicioase și ele. Le-am folosit acum o săptămână, dar momentan nu știu pe unde le-am pus, că am mai făcut niște reorganizări la parfumuri, sigur sunt pe niște cutii, trebuie să văd. Da, 62, care este cu fistic și caramel sărat, dulce, gurmand, delicios. La fel îl văd potrivit și în sezonul mai rece, dar și în perioada de tranziție spre sezonul cald, iarăși merge foarte bine. Și 71, care are și el o vanilie dulce, caramelizată, delicioasă, cu ceva note de nuci, macadamia, ceva ciocolată albă, delicios și el. Și eu de obicei le combin, merg și de sine stătător, dar eu le combin și mi se pare că combinația aceasta este absolut delicioasă, efectiv. Și persistă destul de bine pentru niște body spray-uri, chiar sunt foarte ok. Bun, mai departe, un parfum pe care l-ați văzut în haul, pe care îl iubesc, îl ador, este acest Pistachio Ice Cream de la The Library of Fragrance sau Demeter, care miroase exact cum zice și numele, a înghețată de fistic. Dulce, cremos, gurmand, lactonic. Efectiv, a înghețată de fistic miroase și eu ador înghețata de fistic. Îmi place foarte, foarte mult. Așa că da. De multe ori am poftă de el și de când am luat am folosit deja destul de mult. Am folosit ceva din el și da, este minunat. Într-adevăr, nu persistă, parfumurile de la ei nu prea persistă, dar să ajungem la acela de parfumuri cu mirosuri ceva mai nișate, mai la fel pentru tine, pentru sufletul tău. La fel, le folosesc mai degrabă seara, poate prin casă sau înainte de culcare și sunt absolut delicioase. Apoi, da, o să vedeți mai mult parfumuri în sfera aceasta gurmandă, în această selecție. Tot în categoria parfum dulce, delicios, gurmand, ciocolătos, este acest Chocolate Greedy de la Montal, care miroase efectiv a biscuiți cu cacao, cu ciocolată. Dulci, minunați, are și ceva fructe uscate.
dar tot ce simt în el sunt acei biscuiți delicioși cu cacao sau cu cremă de cacao. Yummy. Îmi las apa în gură, efectiv. Îmi face poftă de biscuiți acest parfum. Și da, îmi place că în acesta nu simt acel iz metalos, sintetic, specific parfumurilor de la Montal. În acesta nu prea simt și asta îmi place foarte, foarte mult și clar. Îmi place foarte mult parfumul acesta, îmi dă o stare de bine, mă face să mă simt ca un biscuit. Delicios. Bun, apoi, tot în categoria ciocolătoaselor, dar un pic diferit de data aceasta, mă duce cu gândul la mai degrabă o budincă din aceea mus cremos de ciocolată cu ciocolată neagră, aș zice, și vorbesc despre Velvet Chocolate de la Theodoros Kalotinis. Doamne, cum miroase și acesta! Miroase demențial! La fel pentru iubitoarele de parfumuri gurmande, absolut delicios. Are ciocolată, cacao, vanilie și tonka. Din ce am văzut, efectiv, mă duce gândul la un desert cu ciocolată neagră. Acea budincă sau mus de ciocolată, mai degrabă. Am mâncat un asemenea desert și îmi place mult, mult de tot. Cred că un desert în stil italian, parcă. Da, minunat, delicios. La fel, poate cumva mai degrabă pentru sezonul rece, dar iarăși și în aceste perioade ploioase, care mă duc cu gândul mai mult la toamnă, se potrivește foarte, foarte bine. Și este asemănat, din ce am văzut, cu un parfum mult mai scump de nișă de la Pantheon Roma, și anume Dolce Passione. Nu l-am testat pe acela, nu știu cum miroase, dar am înțeles că și acela este demențial. Da, ca idee să știți că, din ce am văzut, ar fi asemănat cu acel parfum. Bun, mai departe, încă un musc pufos, cremos, pe care îl iubesc și îl ador și mi se pare atât de confortabil, este acest Signature de la Montblanc, genul acela de parfum semnătură, cum zice și numele. Vai de mine. Și are un most care efectiv mă îmbrățișează. Parfumul acesta pentru mine este ca o îmbrățișare caldă. Miroase foarte bine, se simt și ceva note florale. Poate fi purtat și în sezonul cald, și în sezonul rece, cam tot anul. Se simte și puțin acea clementină. Și puțin dulce vanila, dar nu l-aș vedea ca fiind un parfum gurman, dar se simte ceva dulceag, ușor vanilat în el. Minunat și el îl ador, pur și simplu. Apoi, și aș mai avea, cred că, încă un parfum ceva mai, unu sau două, doar un moment. Da, un parfum ceva mai floral, dar iarăși are acea notă de cașmeran, care tot așa, o simt ca o îmbrățișare caldă care mă învăluie și vorbesc despre acest Ginza Murasaki de la Shiseido. Foarte frumos și el. Un parfum care este în esență floral fructat. Cu frezie, cu acea notă de wisteria sau glicină și cu ceva note fructate în deschidere, cu măr din acela Granny Smith, are rodie. Destul de pudrat, dar și cremos, îl simt tare și violetă și santal și acea notă de cașmeran care mă învăluie. Minunat cel, foarte, foarte frumos, îl iubesc, îl ador. Merge și în sezonul cald, pe acesta l-aș vedea mai degrabă și în perioada de tranziție. Și mai degrabă un parfum de zi, iarăși l-aș vedea foarte frumos și îl iubesc. Și cred că am ajuns la ultimul parfum, despre care vă ziceam că tot așa simt un fel de marțipan, dar diferit de cel de la Les Senteurs, nu, de cel de la Reminiscence de Not Gourmand, și vorbesc despre acest BDK Velvet Tonka, care într-adevăr este un parfum pe bază de tonka și o migdală dulce, puțin amăruie, dar nimic exagerat. Dar simt un pic mai amărui, clar, dacă ar fi să compar cu acesta.
Genul acela de migdală puțin amară, cum îl simt și în Italia, dar mie îmi place la nebunie lucrul acesta. Și de asemenea, acea migdală, iarăși dulce, mă duce cu gândul la ceva, nu știu, poate prăjitură, cu marțipan, dar în același timp este un parfum mult, mult mai complex de atât. Efectiv, are o notă de tabac, dar un tabac foarte fin, plăcut, iarăși, care îi dă ceva în plus și mi se pare incredibil cât de frumos este acest parfum. Mie îmi place mult, mult de tot. Iarăși, la siaj nu este genul care bubuie. Persistă destul de ok, undeva până la 7 ore pe pielea mea, cu un siaj mediu, ar zice, sau moderat. Minunat! Și iarăși, genul de parfum care mă învăluie, care îmi dă o stare de bine, care mă îmbrățișează. Bun, și acesta a fost ultimul parfum din această selecție. Lăsați-mi și voi în comentarii ce parfumuri purtați voi în acele zile ploioase, tomnatice mai degrabă, sau ce parfum, nu parfum, zile de primăvară ploioase. Da, acele parfumuri care vă dau și vouă o stare de bine. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă pup și ne revedem foarte curând la un nou video. Pa!